Tineretul Național Liberal marchează anul centenarului prin proiectul Caravana Tricolorului, care se desfășoară în perioada 18 septembrie-25 noiembrie. Caravana Tricolorului, inițiată de tinerii liberali, a ajuns și în județul Dâmbovița. Tricolorul, aflat pe itinerariul ce străbate țara în lung și lat, cu destinația finală Alba Iulia. Caravana Tricolorului este un proiect al Tineretului Național Liberal inițiat pentru a marca anul centenarului și timp de 69 de zile liberalii poartă prin toată țara un tricolor de dimensiuni impresionante, 30 de metri lungime și 10 lățime, ca simbol al Uniunii Naționale. Drapelul de 30 de metri lungime și 10 metri lățime a fost primit de TNL Dâmbovița și purtat prin fosta cetate de scaun a Țării Românești, Târgoviște, din piața Mihai Viteazul la prefectura Dâmbovița, apoi turnul Chindia. Anul acesta, noi, tinerii liberali, sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire și cu ocazia centenarului am demarat o acțiune la nivel național. Am pornit cu tricolorul din județul Gorj. În fiecare zi, până la data de 1 decembrie, va merge în toate județele țării, ca în final să ajungă la Alba Iulia. Vom pleca din piața Mihai Viteazu, parcul Mitropoliei, piața Tricolorului, vom merge la Curtea Domnească, la turnul Chindiei și ne vom întoarce. În fruntea caravanei s-a aflat președintele TNL Dâmbovița Adrian Mocanu, președintele interimar Gabriel Grozavu, tinerii liberali dâmbovițeni, vicepreședintele PNL Virgil Guran, senatorul Iancu Caracota, dar și azi lideri liberali dâmbovițeni. Astăzi este ziua Dâmboviței, în acest eveniment care se organizează în cadrul șirului de evenimente prelejuit de centenarul Marii Uniri. Tricolorul a ajuns în Târgoviște, de la Târgoviște merge la Ploiești, iar pe 25 noiembrie va ajunge la Alba Iulia, locul unde s-a avut loc Marea Unire la 1 decembrie 1918. Este o acțiune inițiată și coordonată de către Organizația de Tineret a Partidului Național Liberal. Îi felicit cu această ocazie, îl felicit pe președintele Tineretului Liberal din Dâmbovița, Adrian Mocanu, și pe colaboratorii săi, și pe cum vedeți și noi, cei mai puțin tineri, suntem alături de ei și participăm cu drag la această acțiune. În această seară, tricolorul liberalilor a plecat spre Prahova. Până pe 25 noiembrie, caravana tricolorului va trece prin toate județele pentru a se opri în final la Alba Iulia, unde va fi arborat în așteptarea centenarului Marii Uniri.